Avem aici, în partea stângă, o să fie modelul 3D și diferite importuri 2D care vor servi ca suport pentru trasarea clădirii, iar în partea dreaptă o să realizăm planșele și armarea. Ca să fie un pic mai clar ce e cu vederi și secțiuni, o să le numim un pic mai intuitiv. Adică, în loc de vederi, o să punem etapa de predare, de exemplu. O să dăm click dreapta, redenumire sau F2, shortcut de Windows, și numim DTAC. Aici pot să am, să zic, cofraje. Deci dau o denumire la această căsuță și să zic planul de fundații, planul de săpături. Bun, celelalte pot să le elimin sau le las aici, le lăsăm aici momentan. Și vreau să mai adăugăm și etapa PT cu DE. Deci, care e diferența între, să zic, cum era aici, vederi și vedere, sau secțiuni și secțiune? Folderul cu denumirea la plural este o master folder care ține alte master foldere sau foldere. Deci mai exact la ce se referă. Putem să mai adăugăm acum un nivel. Deci să zicem click dreapta pe acest training București, introducere nivel structură și îl alegem vederi. Și atunci avem un alt folder care la rândul lui poate ține alte foldere de tip vederi sau vedere. Pot să introduc un alt tip de un folder de tip vederi, doar ca să vedeți că puteți ierarhiza oricât modelul. Și în final vreau să introducem în acesta niște vederi. Deci clic dreapta, introducere nivel structură, vedere și o să facem de vreo două ori operațiunea aceasta. Aici poate fi, de exemplu, PT plus DE. Și în primul să-i spunem că este varianta 1. În situația în care, nu știu, chiar la nivel de PT se mai schimbă structura în funcție de ce a vrut arhitectul. Și aici la fel pot să dau niște denumiri, cofraje, secțiuni prin clădire. Deci toate acestea sunt doar niște foldere. Și în final trebuie să le atribui cea mai mică unitate funcțională din alt plan, care reprezintă desenul. Deci în acesta o să dau click dreapta, atribuire desene. Aici o să dau, de exemplu, de la desenul 4000 la 4010. Pot să le fac oricât de depărtate, în intervalul acesta 1-9999. Și aici avem niște desene în care vom detalia cofrajul la momentul potrivit. Desigur, pot să fac și alte operațiuni, să selectez, să fac click pe un fișier, shift click pe altul și apoi drag and drop pe folderul acesta. De ce facem organizarea asta, care poate până nu o să o umplem cu conținut pare complicat? În general, la proiecte, asta știți, lucrează mai multe persoane, deci lucrează mai mulți utilizatori și programul chiar permite lucrul acesta cu managerul de rețea. Deci există un model 3D făcut odată de cineva care a fost la toate întâlnirile de corelare cu arhitectul și apoi vin alți ingineri și încep să deseneze. Unii vor face stâlpii, grinzile, plăcile și fiecare trebuie să-și deseneze doar planșa. Deci modelul 3D va fi unic, iar aici vor face niște vederi asociative și niște secțiuni prin modelul 3D unic, unde vor detalia. Detalierea constând în așezarea de cote și așezarea de denumiri. Fie că sunt cote de cofraj, fie că sunt, zic, etichete de armare, toată detalierea se desfășoară în partea dreaptă. E nevoie de organizarea asta ca toată lumea să știe ce se întâmplă în proiect. Adică, efectiv, utilizatorul să aibă niște desene în cadrul căruia să-și desfășoare munca, dar modelul 3D să fie întotdeauna curat. Adică să pot să am doar modelul 3D, vreau să văd armarea de placă, activez armarea de placă, vreau să văd și planșa și activez planșa respectivă. Deci aici pot să, pe 9000 de desene, pot să mă întind oricât, dar am o organizare foarte clară, astfel încât dacă vreunul din colegi pleacă în concediu sau
Vreau să continui un anumit, vreau să deschid, să văd dacă armătura mea din grindă lovește armătura lui din stâlp. Trebuie să pot identifica prin organizarea asta în ce desen și-a lucrat treaba. Deci, în loc să lucrăm cu diferite DVG-uri, aici sunt toate desenele în cadrul aceluiași proiect. Totodată ajută la plotare, în momentul în care s-au făcut deja planșele și mai apar modificări, să știu în ce desene trebuie să mă duc să văd actualizările și să le mai printez odată. Bun, o să mai revenim la jumătatea asta din dreapta, nu o mai evidențiez prea mult acum. Vreau în partea dreaptă să ne concentrăm, în partea stângă să ne concentrăm. Aici, în loc de clădiri, o să-i spunem aceeași denumire S plus P plus 7 etaje. Aici am dat F2, e shortcut-ul pentru rename. Și în desenul 11 o să creăm axe construcții. Bun. Observați că desenele au posibilitatea aceasta de a avea mai multe culori. Mai exact, la început era acesta pe roșu și eu am făcut următoarea operațiune, am făcut click pe a treia căsuță și a apărut roșu aici. Ce înseamnă roșu, galben sau ce culori se mai pot evidenția aici? Eu pot deschide până la 80 de desene active în fundal, adică editabile, un singur desen activ în care creez elemente noi și mai știu 400 de desene active în fundal, adică să le văd doar în background. Desenele acestea se deschid cu un anumit statut, adică statutul numărul 1, nimic nu este bifat, nu văd desenul respectiv. Următorul statut este pe gri. Griu înseamnă pasiv. Și în general, ce țin pasiv? Țin un desen cum ar fi axele pasiv. Pasiv înseamnă că pot să fac snap, le văd pe tonuri de gri, dar nu le pot agăța din greșeală, să le șterg sau să le mut. Tot pasiv pot să țin un DVG, deci mă interesează să import tema de arhitectură, o țin pasivă, deci să o văd pe nuanțe gri și să nu pot să o modific, și peste îmi pun color structura mea și atunci se evidențiază mai bine structura prin arhitectura respectivă. Următorul statut este galben și galben pot fi până la 80 de desene, înseamnă activ în fundal. Activ în fundal s-ar traduce mai simplu editabil. Deci dacă activez toate desenele pe galben ale structurii și trag de clădire, se modifică informația din toate desenele. Ultimul este cel cu roșu, care înseamnă activ. Activ înseamnă că pot edita tot ce este în desenul cu roșu și în plus față de galben, orice introduc nou se duce pe desenul acesta. Deci activ înseamnă că în el lucrez acum, în el adaug informații, orice fel de informații, 3D, 2D, armături. Acum, ca să pot crea efectiv axele, o să las pe statutul acesta de activ, pe roșu, desenul de axe, și o să debifez ce era în desenul 1. În desenul 1 ne-am jucat ieri cu acele construcții 2D și 3D. Deci eu am debifat. Debifarea se face făcând click pe poza respectivă. Deci să nu las nici gri, nici roșu. Efectiv fac click acolo și asta să-l menținem roșu. De asemenea, trebuie să fie și bifa asta din fața activă, altfel se vede pe un ton roz și nu ține cont de selecția mea. Ați reușit să ajungeți aici? Deci pe unul din desene să fie pe roșu. L-am denumit axe, am dat F2 și am scris axe construcție. Și aici vom crea axele. Bun, după care trebuie să-i dau o închidere de la acest buton. Păi bifa afectează ce este în față, adică bifa stabilește dacă să țină cont sau nu de configurația asta. Deci dacă vreau combinația asta de desene la parter, am bifat în față. Dacă vreau să nu mai văd nimic din parter, debifez și îmi ignoră parterul. Dacă vreau să-l reactivez, îl bifez din față. Deci bifa stabilește dacă să se țină cont de selecțiile de desene sau nu. Ok. Deci am pus pe roșu și dăm închidere. Și acum este apare gol spațiu de lucru. Și o să facem aceste axe. Bun. Pentru aceasta o să mergem în funcțiuni. Deci în primul buton. Vă reamintesc, dacă ați zăpăcit ceva la interfață, să zic, sau nu arată ca la mine, puteți întotdeauna să-i dați vedere, configurație standard și chiar dacă este bifată, o mai punem o dată, configurație palet. Și aici mergem în modulul general
Și o să accesăm al doilea submodul numit modul extins construcții. Și avem diferite funcții de creat axe. Deci există axe ortogonale, axe polare. Dacă am nevoie de axe înclinate, fie fac cu funcția axe ortogonale și rotesc rastru, dar asta implică să creez două axe, să zic înclinate, sau pot să pun 2D axele. Motivul pentru care vreau să creăm axele cu ceva parametric și nu să le iau 2D din AutoCAD de la arhitect, cu oricum trebuie să le respect, este acela că axele de alt plan sunt asociate cu modulul de detaliere. Adică în momentul în care trasez o secțiune printr-un cadru, îmi coboară și axele, sau când fac armări, îmi coboară și aceste axe. Dar în unele situații, într-adevăr, nu pot să respect. Dacă am axe oarecare, le las 2D și după aia trebuie să le poziționez manual. O să-i spun axe ortogonale în cazul acesta. Și ne deschide o interfață similară Tabs-ului sau oricărui program de definit axe. Există direcția X, direcția Y. X-ul ar fi pe orizontală, Y-ul pe vertical. Bun. O să începem cu discuția despre setări, intru la parametri. Aici sunt parametrii legați de text. Textul se referă la ce scrie în cutiuța asta, adică unde sunt litere, unde sunt cifre. Se alege o dimensiune, 5 mm sau 7 mm, cât de mari să fie denumirile axelor. Să zicem 5 mm, implicit știu că parcă sunt 2,5. Și cam atât, alte setări nu schimbăm. Raport 1, îi dăm OK, fontul Arial l-am ales. Un text lăsăm 0 și 0,1 reprezintă o distanță față de axă, să nu înceapă scrisul imediat lipit de liniuță. Format de scriere. Am să mă uit ca idee ce s-a ales aici, deci pe orizontal am ales să fie cu cifre de la 1 la 6. În general trebuie să le punem axele așa cum a vrut arhitectul, nu le putem denumi noi altfel. Deci o să las cu cifre, 1, 2. Există mai multe variante. Să fac sistem principal cu cifre sau sistem, subsistem de axe pe care să-l alternez cu, deci cu numere sau cu litere, sistem cu litere sau alte variații. O să zic 1, 2 și voi zice și cu ce să încep. Că ziceam, dacă am avea o zonă mai înclinată a clădirii, pot să fac un sistem ortogonal, îl așez și lângă pun alt sistem ortogonal înclinat după altă direcție. Bun, pot să lăsăm 1, 2, să înceapă cu 1 și am zis în circuit că așa e în modelul acesta. Poziționarea axelor poate fi sus, jos, sus și jos. Să-i spunem sus și jos. Începutul descrierii poate fi din stânga sau din dreapta. Evident, mergem de la stânga la dreapta, arabicitez la dreapta la stânga, dar rămâne la să facem oricum numerotarea. Indiferent de cum o să facem numerotarea, toate distanțele vom da față de acest punct. Adică eu definesc traveile spre dreapta, traveile în jos, deci dau toate aceste distanțe, dar după aceea eu trebuie să poziționez acest punct. Deci vă imaginați că începem din colțul din stânga sus. Deci așa vom da distanțele. Aici e cumva simetrică, nu mai putem schimba, e complicat. Dar dau distanțele de la stânga la dreapta și de sus în jos. După care mi-aleg cum să etichetez axele, pot de sus sau de jos. Asta nu contează. În esență, lăsăm aici sus și jos, început stânga. Și o să sar în partea dreaptă la parametrii generali. Trebuie să zic numărul de travei. Acum, programul numește travee zona în care există axe echidistanțate. Deci dacă ar fi o hală, în viziunea programului, pot să zic că am o travee cu 11 axe. Fiindcă numerotarea o face pentru axe, nu pentru deschideri. Dar, în general, nu prea nimerim aceleași deschideri, doar dacă, să zic, o structură prefabricată, dacă chiar și atunci se mai schimbă distanțele între axe și atunci, ca să nu vă complic cu noțiunile acestea, o să considerăm traveile exact cum le știm din practica inginerească, adică să reprezinte distanța între două axe, numărul de spații între axe. Deci pe direcția X aici avem 5 travei și asta o să scriem și noi 5. Depășirea aceasta se referă la cât să iasă axul acesta după ce s-a intersectat.
Adică după ce m-am intersectat cu axul A, axul 1 mai este o anumită distanță. Asta, în general, ține de numărul de linii de cotă pe care le avem. Deci să nu treacă cotele prin cifrele astea. O distanță rezonabilă este 3 și ulterior pot să mai ajustez dacă e prea depărtată. Dar nu lăsați 0,1 cu cât vine implicit programul, că e foarte apropiat. Deci să zicem 3 aici. Și acum o să mă ocup de partea aceasta. Deci sunt mai multe travee acum. Aceasta e prima travee, travea numărul 1, pentru care voi face următoarele setări. O să aleg creionul 0,13, cea mai subțire linie. Alegem 5, chiar dacă nu-mi pare, este vorba de linie punct. Lăs un pic alungit punctul ăsta. Culoarea, am rugămintea să nu puneți roșie, cum se pune de obicei în AutoCAD, pentru că roșu este culoarea de selecție în alt plan și devine confuz, pare că selectate axele. Deci orice altă culoare, verde, mov, axele respective, o să-l pun mov ca să se vadă mai bine. Număr axe o să lăsăm 1. Eu pot să pun până la 100 de axe la o anumită distanță, adică să fie echidistanțate în travea numărul 1. Dar dacă mergem pe principiul câte deschideri sunt aici, atâtea travei definim, punem câte o axă, mai puțin la ultima. La ultima trebuie să punem N plus 1, adică două axe. Bun, număr de axe 1 și să tastăm prima distanță 4.9. Dacă ne-a rămas așa. Trecem la următoarea travee, apăsând acest slider. Fie tastăm 2, fie dăm pe sliderul ăsta. Următoarea este să o punem de 5, să nu fie exact ca în exemplu acela, 5. Așa, următoarea o să o plasăm 2,5. Și apoi o travea 4, 4,9. Și ultima travee 5, punem 4,9 distanța și două axe. Deci trebuie să punem două, fiindcă programul cum îmi creează așa zisa travee? Îmi face un ax și îmi dă un offset cu distanța între axe. Dacă nu are încă un ax la coadă, nu se închide, adică îmi lipsește ultima travee. Bun. Cam astea ar fi distanțele pe X. Acum trecem pe partea pe Y. Deci la tabul acesta, direcția Y. Mergem în parametri text. Și să punem tot 5 mm, 5 mm, fontul același, Arial, 1. Dacă nu setăm toate astea din prima, nu e nicio problemă, se poate reveni oricând la fereastra aceasta. Descrierea de data asta este AB. Și va începe de jos. Deci o să-i spun că început de descriere va fi jos și poziționarea să punem în stânga și în dreapta. Încadrarea, așa, doar de dragul diversității, e pus aici în dreptunghi. Deci îmi aleg și eu în dreptunghi. Bun, la travee. O să aleg 3 travei. Depășirea să o punem iar de 3 metri, să zic. Și apoi o să completăm niște distanțe. 4,4. Număr de axe 1. Și aici să vă asigurați că aveți aceste setări ca mine, adică grosimea de linie 0,13, linia tip 5, care e linie punct, și o culoare, să zic tot culoarea 4. Bun, și după o să trec prin sliderul ăsta la travea 2. Și aici vom completa 2,5, o axă, cam atât, că restul sunt preluate din partea cealaltă, iar la ultima două axe și distanța 4,4. Bun. Deci cam astea sunt distanțele. Am luat niște distanțe, le putem edita, nu sunt probleme. Ce aș vrea să faceți acum, având în vedere că v-am zis foarte mulți parametri și deja vă obosesc cu toate atâtea setări, ar fi bine să le salvăm, fiindcă dacă le salvăm acum,
La următorul proiect, doar schimbați traveele și distanțele. Nu vă mai chinuiți cu toată formatarea aceasta. Deci, dacă apelăm această dischetă, poate să-i zic axe, curs sau nu știu. Îi dăm o denumire și mă scutește de... Ori dați o denumire cum le face nu știu ce arhitect, ori cum voi avantajos. Avantajul e că va reține majoritatea, adică toate setările și mai edităm doar câteva. Cam atât. Acum vom verifica dacă ați putut ține pasul. O să-i dăm OK. Și îmi cere așa, definire așezare punct. În mod normal, dacă aș avea arhitectura în spate, deci am DVG-ul importat, ar trebui să-mi identific punctul acesta. Deci colțul din stânga sus al rastrului dat de arhitect. Deci dacă merg pe acest flux, pur și simplu fac snap pe acel punct și poziționez axele și ar trebui să se pupe perfect cu ce a scris arhitectul pe cote. Bine, ar trebui zic că din experiență îi mai dau override la cote și o să vedeți că dacă faceți axele după cotele date, nu se pupă. Îmi cere definirea așezare punct. În cazul de față mergem pe un ecran alb, deci facem click undeva, oriunde, pe spațiu de lucru. Și e o mică subtilitate aici. El spune punct inițial, linie de referință, unghiul rotație 0. Deci dacă ne convine așa cum previzualizăm axele, trebuie să dăm un enter, să confirmăm unghiul de 0. Altfel, trebuie să impunem un alt unghi. Deci el, dacă vrem să fie ortogonal, trebuie să confirm prin enter. Și atunci am axele. Dacă dați escape, le pierdeți. Bun, de exemplu, cum? Nu se cu axele, nu mă arată la fel. Bun. Revenim acum să le edităm. Deci vreau să le poziționați, dați Enter. Ca să edităm sistemul de axe, pur și simplu facem dublu clic pe sistemul acesta și se deschide aceeași fereastră. Eu aș vrea să fac aici o modificare, să pun tot culoare verde. Și unde ați identificat problemele? Deci, față de sistemul meu.